Apagă mi se totdeauna după sfântul tău cuvânt, chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ, chiar de-ar fi să-mi cadă toate, chiar de-ar fi stârbit în mine oricând, chiar de-ar fi să se dărâme tot ce mi-am zidit în gând, chiar de-ar fi să se dărâme, chiar de-ar fi să se dărâme tot ce mi-am zidit în gând. Voia ta, lasă că viața mea și fără de soarte Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce... Pentru prima zi a anului 2014 să deschidem cuvântul Domnului în cartea Exodului, în capitolul 23, de unde vom citi versetul 20 și versetul 21 împreună cu versetul 22. Trei versete din capitolul 23 Exod, versetul 20 la versetul 22 inclusiv. Iată, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe drum și să te ducă în locul pe care l-am pregătit. Fii cu ochii în patru înaintea lui și ascultă glasul lui. Nu te împotrivești lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci numele meu este în el. Dar dacă vei asculta glasul lui și dacă vei face tot ce voi spune, eu voi fi vrăjmașul vrăjmașilor tăi și potrivnicul potrivnicilor tăi. Amin. Să reocupăm locurile. Dragilor, v-am citit un mic pasaj
dintr-o călătorie lungă, călătoria poporului lui Israel spre țara făgăduinței. Dumnezeu în perioada aceea își revela cele 10 porunci morale pe muntele Sinai. De asemenea, Dumnezeu a mai dat multe porunci pe muntele Sinai, care sunt și porunci sanitare, porunci ceremoniale, porunci administrative, dar 10 porunci sunt cele 10 porunci importante, decalogul după care noi creștinii trebuie să ne luăm, pentru că de fapt este Constituția creștină, aceste 10 porunci. E bine, Dumnezeu revelează cele 10 porunci și le spune: vedeți că pe drumul acesta va fi Îngerul meu împreună cu voi. El vă va călăuzi, El va binecuvânta, vă va ajuta și El va fi însoțitorul vostru pe cale. Aici este un paralelism clar. Și noi suntem poporul lui Dumnezeu, eu sunt convins de asta și mă rog ca Dumnezeu chiar așa să ne facă, poporul lui. Și toți să fim parte acestui popor. Suntem pe un drum foarte greu, plecăm prin pustie, plecăm printre multe obstacole ca să ajungem în țara făgăduinței. Dumnezeu nu ne-a pregătit un pământ, ci un cer nou în care ne vom bucura împreună. Dar până atunci, drumul e lung, drumul e greu, avem o destinație frumoasă, dar pe acest drum avem și frică și îngrijorări. Deși avem aceeași promisiune din versetul 20, iată, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe drum și să te ducă în locul pe care eu, zice Domnul, l-am pregătit, slăvit să fie El. Deci Dumnezeu ne-a pregătit un loc și ne trimite un înger ca să ne călăuzească, să fie cu noi, să ne ocrotească, să ne binecuvinteze pe tot drumul. Aici o întreagă teorie. Acum cu îngerii, dumneavoastră știți asta, pentru cei care au fost în biserică mai de multă vreme, știți că am făcut și angeologia, această știință a îngerilor. Încă ne mai luptăm cu gândul acesta, ceea ce spunea Toma d'Aquinas, dacă fiecare are îngerul lui bun și îngerul lui rău. Dacă de acolo din cer Dumnezeu a îngăduit ca să avem fiecare un înger bun și diavolul a făcut și el ceva posibil ca să avem un înger rău. Și îngerul rău încearcă să ne distrugă și îngerul bun încearcă să ne protejeze. Nu știm 100%, știm doar că Dumnezeu n-a făcut îngerii ca să fie intermediari între Dumnezeu și om. Dumnezeu nu vrea lucrul acesta, nici evreii n-au spus-o. Evreii au o întreagă frumusețe a angeologiei. Citeam de dimineață astăzi cum că Arhanghelul Gabriel și Mihail au fost domnișori de onoare la nunta lui Adam și a Evei. Asta spune evrei în Talmud. Dacă citiți cu atenție, veți vedea cum au fost ăștia doi domnișori de onoare acolo. Și sigur, evreii au o grămadă de lucruri frumoase. Ei spun, de exemplu, că îngerul lui Iacov, asta v-am spus-o, îngerul bun al lui Iacov, l-a văzut pe Iacov atât de rău și într-adevăr că a fost un șmecher ăsta în Vechiul Testament, încât nu l-a mai suportat nici îngerul bun al lui Iacov și l-a bătut. I-a tras o mamă de bătaie ca poliția, știți asta la Peniel. Zis, de să fie atât de rău să nu te mai suporte nici îngerul bun. Asta e un lucru extraordinar. Deci avem, nu știm dacă fiecare are îngerul lui sau îngerul lui bun sau îngerul lui rău. Ceea ce putem să știm 100%, nu știm dacă tabloul acela, dacă l-aveți acasă, știți, cu îngerul cu aripi frumoase, care ocrotește doi copilași care tocmai trec o punte. Punte frumoasă, așa peste o prăpaste și îngerul parcă cu aripile, mi-a trimis Nicolae Geantă zilele acestea o hârtie, o foaie frumoasă, el ca profesor mai întreabă copii una alta și a întrebat acum, de exemplu, de ce au sfinții nimb rotund și nu pătrat, dreptunghiular, și lumina aceea care emană în jurul capului lor. Și unul dintre copii a scris la școală că n-au sfinții nimb pătrat sau dreptunghiular, ca nu cumva când se vor ridica la cer cu colțurile alea să lovească vreo aripă de înger. Deci trebuie să fie rotund, să nu se lovească îngerii când plecăm de la cer. Copiii spun lucruri extraordinare. Și aici nu trebuie să mai căutați mult cine e îngerul acesta, dacă Arhanghelul Gabriel sau Mihail. Vedeți un lucru foarte important în aceste versete. Apare lăcul mare, da? Lui, deci acest pronume, da? Să nu te împotrivești lui, ascultă glasul lui. Și mai zice ceva aici Dumnezeu care ne explică clar cine e îngerul acesta pe drum. Numele meu este în el. Știți cine e îngerul? Iisus. Slăvit să fie Domnul.
Deci observați pe cine trimite Domnul în anul 2014 să fie cu noi pe cale. Numele meu, ce Domnul este în el. Și din nou apare pronumele cu literă mare. E clar, aici, fără niciun dubiu, Îngerul Domnului este Iisus Hristos. Și în anul 2014, primul lucru care trebuie să știți este că Îngerul Domnului, Iisus Hristos, va fi călăuzitorul nostru. Amin. El ne va conduce în peste cele 365 de zile, cu orele aferente, cu minutele și secundele aferente. Direct Domnul Iisus Hristos. Acum, când avem o frică fantastică de a nu ne rătăci, s-a ajuns la un paroxism al marcajelor. Dacă vă duceți nu la noi în țară, că la noi în țară aproape sunt nule, dar oriunde te duci în străinătate, tot din 100-100 de metri, îți arată o tablă că undeva urmează un drum pe dreapta, sau există un magazin și trebuie să nu cumva să te rătăcești. Există un paroxism al marcajelor. Aici, în România, nici GPS-ul nu funcționează. Deci, atâția frați, chiar mă gândeam zilele acestea că Dumnezeu îi va răsplăti fantastic pe ei pentru jertfa de a ajunge la Beiuș. Ghiciți pe unde ajung? Pe la Stâna de Vale. Pe acolo îi bagă GPS-ul când îi aduce de la Cluj. Toți vin cu mașinile rupte, dar nu poți să te poți duce vara acolo, n-ai cum. Este cel mai îngrozitor drum din România. Oricum, Bihorul are cele mai proaste drumuri din România, pentru că vivat politicienii bihoreni. De asemenea, drumul de la Stâna de Vale, care duce spre Cluj, acolo în zona aceea, e cel mai îngrozitor. Acolo nici în filmele de groază nu poți gândi un asemenea drum. Pe acolo îi bagă GPS-ul pe frații noștri, rătăcindu-i parcă în mod conștient, satanic. E o frică fantastică de a nu greși. Oare nu cumva, acum în lumea aceasta în care e atâta confuzie, nu cumva va trebui să ne gândim bine ce trebuie să facem și să întrebăm de 100 de ori pe Dumnezeu înainte de a face orice pas? Acum când vedem atâta dezastru în căsătorie, atâta dezastru în viața de zi cu zi, atâția oameni care iau hotărâri neînțelepte cu privire la locul de muncă, dacă să rămână sau să nu rămână în țară, dacă trebuie să iau o anumită hotărâre, cu o anumită școală, cu o anumită profesie, cu un lucru din viața lor, când există atâtea capcane, gândiți-vă la lucrul acesta, dacă nu e un har fantastic să-L aveți pe Iisus Hristos ca și călăuzitor, slăvit să fie Domnul. Avem cuvântul Său în 2014, nu o să ne putem rădăci. Deci vă garantez că cine citește în 2014 cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos va fi călăuzitorul, îngerul călăuzitor acelui om. Nici un om care citește cuvântul lui Dumnezeu toată ziua, bună ziua, nu se va rătăci pe cale în anul 2014. Va lua deciziile care trebuie și nicio decizie nu va fi să nu fie după voia și după cuvântul lui Dumnezeu. Deci vă rog în numele lui Iisus Hristos, folosiți cuvântul acesta ca și călăuză a vieții voastre. Iisus Hristos nu minte, nu înșală pe nimeni, nu va deruta pe nimeni niciodată. Frate, am avut un vis, dar nu știu ce să însemne. Nu mai înseamnă nimic. Că în momentul în care Dumnezeu îți dă visul, îți dă clar tălmăcirea, te-ai ridicat din pat și știi ce trebuie să faci. Am avut o prorocie, dar mi-a spus-o, dar m-a lăsat mai mult încurcat, cu o barieră, cu un fuior negru, cu nu știu mai ce. Când trebuie să fie un cuvânt profetic, cuvântul profetic trebuie să fie cu da și amin și să dea și număr la casă. Deci trebuie să spună și ziua și ceas și totul, nu mi s-a părut, nu două vrem și jumătate, nu altceva, nimic din toate aceste lucruri. Dumnezeu e clar, nu încurcă pe nimeni. În 2014 Hristos vă va ghida, funcție de cât vă doriți să fiți ghidați. Pentru că atâta vreme cât voi ați luat-o așa, și spuneți, Doamne, condu-mă în cealaltă parte. Nu, Dumnezeu nu o să ia pe nimeni de urechi să-L ducă în stânga. Câte vreme ai ales să te duci în dreapta, nu mai întreba pe Dumnezeu. Sau te duci în dreapta și nu mai întrebi pe Dumnezeu, sau te oprești pe loc și spui, Doamne, dreapta sau stânga? Nu? Logic. Logic. Pastorul zice, de ce trec prin necazurile astea? Păi de-aia treci. L-ai întrebat pe Dumnezeu? Nu. Dar acum ce faci? Tragi păr de pe cap. Păi bine faci. Că asta ți-a mai rămas acum. Bine că mai ai păr. Să știți, am văzut un lucru, că nu prea vorbesc mult îngerii. Dacă vă gândiți cum a vorbit cu Ilie. Dur, scoală-te și mănâncă! Cu poporul lui Israel. Ridicați-vă și mergeți. Cu Gedeon. Ridică-te și du-te. Cu Petru.
Scoală-te și mișcă de aici! Nu prea vorbesc. Aceleași cuvinte, parcă au 10 cuvinte în vocabular. Și mă ajung la concluzie că cu cât complicăm mai tare calea asta, cu atât ne va fi mai greu. Dumnezeu nu are nevoie să fie explicată de 10 ori. Dumnezeu îi da și amin. Uita ce simplu e. Rai, iad. Minciună, adevăr. Lumină, întuneric. Percepeți? Calea Domnului și calea lumii. Compromis și viață cu Hristos. Sfințenie sau murdărie. Dumnezeu e simplu. Ridică-te, mergi. Stai în picioare, mănâncă, stai jos. Uitați un lucru fantastic. Mergem cu toți în fapt în capitolul 12 și veți vedea întâmplarea aceea în care Petru e în temniță, da? Cam pe o să o citesc toată repede, ca să, că e frumoasă. Cam pe aceeași vreme împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Fapte 12. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru, că întotdeauna când face o faptă rea și aplaudată, mai face încă una. Erau zile praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza 4 cete de câte 4 ostași, 4, 16, cu gând ca după Paște să scoată înaintea norodului și să îl ucidă. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zile când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, de să-l omoare. Vă rog să citiți așa, cum scrie aici, da, să-l omoare, că nu voiau numai să-i dea două palme. Petru dormea între doi ostași, legat de mâini, îl folosea pe ostașe pe post de veioză, legat de mâini cu două lanțuri, parcă era o noptiere, și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, aici e frumusețea, un înger al Domnului a stătut lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru lovindu-l în coastă, cu piciorul, nu cu aripa. Și i-a zis, scoală-te iute, iară vorbesc puțin, scoală-te iute. Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul a zis, încinge-te și leagă-ți încălțămintea. Și el a făcut așa, repede s-a încălțat. Îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. Ce învățați voi de aici și ce trebuie să învăț eu? Nu tot ce zice Hristos înțelegem, dar trebuie să urmăm. Amin. Nu știu cine îl duce încălțat bine, cu cojoc în spate, căciulile pe frunte, tătea, unde mă duce? Dar n-a întrebat nimic, numai s-a îmbrăcat și a plecat după el. I s-a părut că are o vedenie, vă dați seama că nu mai știe nici dacă are, dacă e adevărat sau e vedenie. Dragilor, când Hristos zice pe aici, ne ducem și nu întrebăm, amin? De ce? Pentru că vă garantez că cu Dumnezeu, prin întunericul lumea acesteia, prin care trebuie să trecem de multe ori, mai lumină decât cu mintea noastră deșteaptă prin lumina înțelepciunii noastre. Credeți asta? Duceți-vă cu Dumnezeu și nu mai întrebați de ce. E frumoasă calea cu El pentru că vă garantez că El va fi călăuzitorul vostru. Dumnezeu are mii de miliarde de feluri de a ne călăuzi pe calea aceasta. Ne va vorbi în 2014 prin cuvânt, ne va vorbi prin prorocie, ne va vorbi prin vise, ne va vorbi prin vedenii, ne va vorbi Dumnezeu punând bariere în fața noastră, închizând uși, deschizând ferestre. Dumnezeu va face să plouă când o să avem nevoie de asta, când nu vrem să avem nevoie de ploaie. Dumnezeu va trimite tunete și fulgere. Dumnezeu ne va opri, Dumnezeu ne va rupe câte un picior. În anul 2014, Dumnezeu ne va pune cu botul pe lave dacă ne ascultăm. Dumnezeu ne poate vorbi când într-un fel, când într-altul, dar vă garantez că Dumnezeu vorbește. El va fi călăuzitorul nostru, El ne va spune stânga și dreapta, stânga și dreapta, pentru că trebuie să recapitulăm ceea ce am învățat din Psalmul 23 în seara asta. Bunătatea și îndurarea. Atunci când vorbim despre toiag, toiagul e bunătatea și nuiaua e îndurarea. Și când te duci să-ți bagi oile în strungă ca să le poți mulge, nu te duci dă-i și dă-i când nu ești tu unul care să o logească oaia, ci bunătatea, îndurarea, mă vor. Dar nu face Dumnezeu altfel. Dar nu face Dumnezeu altfel. Ci frumos vă călăuzește, pentru că Dumnezeu știe că o oaie fără minte, unu, că o oaie nu mușcă, că o oaie slabă, că o oaie are nevoie de protecție. Dumnezeu vrea să-și călăuzească oile, amin? El știe că afară sunt lupi, El știe că numărul oilor limitate, El știe că pentru fiecare oaie a murit El. Atunci nu vrea să-și ologească oile, că nu vrea să-și le bage în strungă toate rupte. Dumnezeu va vorbi. Unul dintre mărturiile fantastice ale reginei Victoria,
A fost momentul în care s-a dus odată cu un tren într-o viteză mare noapte. Și spune că trecând trebuie să treacă un pod peste o apă mare. Am uitat acum se numea podul respectiv și apa. Dar mă înțelegeți că sunt obosit la un moment dat. Mecanicul după locomotiv a văzut proiectorul podului în față și în lumina proiectorului podului a văzut un om în mijlocul liniei care făcea semne așa. A oprit trenul, pentru că nu să-l lovească omul acela care era în mijlocul liniei. A oprit trenul și a văzut că nu-i nimeni. Dar vă dați seama ce a simțit mecanicul de locomotivă când s-a dus mai bine și a văzut că ceva nu e regulă cu podul. Era în fața podului, la 100 de metri de pod. Și podul era rupt. Dar n-a mai văzut niciun om. Știți când au descoperit ce s-a întâmplat? A doua zi dimineața, când au găsit pe proiector, pe becul acela mare care lumina spre ei, când au găsit o călugăriță, nu știu dacă știți ce e călugărița aia, un fel de țânțar din ăla uriaș cu aripi, ceva de genul ăsta, da? Insectă. O lăcustă, poftic, călugărița aceea, că aia se roagă până mănâncă o muscă. Și călugărița aceea s-a pus pe proiectorul acela, pricepeți? Și a început să bată din aripi. Pe lupa acelui proiector s-a văzut un bărbat care face din mâini. Și acum vă pun întrebarea, ce-a fost insecta aceea? Un înger. Și a spus, opriți trenul acesta pentru că veți merge cu toți în moarte. Dumnezeu folosește lucrurile pe care voi le striviți sub talpa piciorului. Banalii țânțari, lăcustele care n-au nicio valoare, pe care Ioan Botezătorul le mânca. Dumnezeu este în stare ca să scape. 184 de oameni au fost în trenul acela, de care Regina Marii Britanii. Dumnezeu a scăpat pe toți oamenii aceia folosind o banală insectă. Pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul călăuzirii. Îngerul Domnului este Iisus Hristos care ne călăuzește. De aceea dimineața chemați acest înger în viața noastră și spuneți, Doamne, ce vrei să fac? Unde vrei să mă duc, Doamne? Pentru că i-a călăuzit pe poporul acela în stâlp de nor și în stâlp de foc. Și în fiecare zi a fost în fața lor. Și când stâlpul se oprea, se oprea și poporul. Și dacă stâlpul stătea două săptămâni stătea poporul. Deși aici poate că era mai rău decât în față, dar ei știau că trebuie să stea pentru că stă Dumnezeu și Dumnezeu are un plan și Dumnezeu nu grăbește lucrurile și Dumnezeu toate lucrurile face frumoase la vremea Lui. Și când stâlpul se ducea, se ducea și poporul mai departe. Și Dumnezeu își călăuzea poporul acesta. Și Moise a spus-o foarte clar. Dacă nu vii tu însuți cu noi, pentru că în stâlpul acela de nor, în stâlpul acela de foc, era Iisus Hristos. Dacă nu vii tu însuți cu noi, să nu ne lasă să plecăm de aici. Vai de noi va fi dacă în 2014 vom face un singur pas fără Hristos. Să-ți folosești mușchii și diplomele și tinerețea, să-ți folosești puterea, să-ți folosești relațiile, să-ți folosești mintea, este cea mai mare nebunie pe care o poți gândi la început de 2014. Dumnezeu spune, nu fă un pas fără mine, pentru că pașii mici au consecințe extreme în viața noastră. Alegerile mărunte ne determină nou destinul. Voi n-aveți probleme pentru că aveți cancer. Voi aveți probleme pentru că ați luat decizii mărunte care astăzi vă macină. Nu trebuie ca să ai piciorul tăiat ca să mergi șchiop. E suficient să ai o pietricică într-un pantof. Și ce-s astea? Decizii mărunte. Ce să facem? De ce vă chinuiți? O grămadă dintre voi sunteți la școala care nu trebuie. N-aveți relații în casă pentru că nu știți ca să fiți managerea acestor situații. Oameni care să știți că să răspundeți aceste situații care sunt în casă. Aveți un loc de muncă pe care nu Dumnezeu vi l-a ales. Vi l-ați ales singuri. Chinuiți-vă, prietene! Ați luat decizii, vă mănâncă băncile, vă mănâncă datoriile, vă mănâncă oamenii cu care aveți. Aveți prieteni pe care Dumnezeu n-a vrut ca să-i aveți. Aveți tovarăși pe care Dumnezeu nu ne-a îngăduit ca să-i aveți. Aveți bani împrumut pe care Dumnezeu n-a îngăduit vreodată ca să-i luați. Dar voi ați făcut fără el. De ce îl întrebați acum? Aveți soția care nu trebuia să o aveți. Aveți soțul pe care nu trebuia să-l aveți. Pentru că nu l-ați întrebat pe Dumnezeu și vă chinuiți acum. Și Dumnezeu a zis, asta vreți, asta aveți. Asta ați vrut-o.
Dumnezeu vrea ca să nu mai greșim în 2014. Și Îngerul Domnului va trebui să fie călăuzitorul nostru, amin. Îngerul Domnului nu va fi numai călăuzitorul nostru în 2014, Îngerul Domnului va fi și ocrotitorul nostru în 2014, amin. Călătoria, spuneam, presupune piedici, greutăți, necazuri, căderi, întâmplări ciudate. Haideți să vă explic cât de frumos Dumnezeu. Exod capitolul 14, citiți în seara asta. Până atunci, Îngerul Domnului a fost în fața lor, stâlp de nor, stâlp de foc. Ziua mergea în nor, noaptea, pentru ca să poată să vadă, era în foc. Exod capitolul 14. Și întotdeauna Iisus, Îngerul Domnului, era în fața lor, în fața poporului. Dar se întâmplă ceva în Exod capitolul 14. Îi fugăreau egiptenii din spate. Și în față apare ceva ciudat și de netrecut. Știți ce? Marea Roșie. Acum vă rog să priviți acest tablou așa cum este el. Aici e Marea Roșie, aici este Îngerul Domnului, după aceea urmează poporul și în spatele lor vin egiptenii. Știți ce face Domnul? Până atunci a călăuzit. Până atunci a călăuzit, a călăuzit, a călăuzit și Moise l-apucă sughițatul. Zice, dă, e mare acum, cum o trecem? Trebuia să ne ducă stânga-dreapta. Nu? Ce face? Suntem în fața valurilor și ăștia vin după noi. Și versetul 19 spune așa. Îngerul Domnului care mergea înaintea taberei lui Israel, adică călăuzindu-i, zice că și-a schimbat locul și a mers înapoi a lor. Și atunci haideți să recapitulăm. E Marea Roșie, Îngerul Domnului face rocadă și se pune între Israel și Egipt. Ați înțeles? Până acum v-am călăuzit, dar acum trebuie să execut pe ăștia. Există zi în care Domnul nu te mai călăuzește pentru că trebuie să te apere. Și din cel care merge înaintea ta, Domnul își mută tabăra în spatele tău. Pentru că o să vă spun și dumneavoastră știți asta, că satana e laj. El nu te atacă când ești tare. El te atacă când ești slab. Niciodată satana nu atacă în față. Și la spate. Și Domnul, până acum am fost în fața ta și ți-am spus, spune să te duci. Acum voi veni în spatele tău și să nu te mai ocupe pe tine, preocupe spatele. Asta e treaba mea. Tu du-te înainte și zice, măi, se pune să mă duc înainte prin mare? Da. Tu treci prin mare, că o fac trotuar pentru tine și de ce în spate de sutele de care, de sutele de egipteni, de armata lui Faraon, mă ocup eu, ce Domnul. Rămâi, te rog frumos, credincios în 2014, pentru că de diavol să vă ocupă Hristos. Ție să nu-ți frică de, să nu-ți fie frică de satana, să nu-ți fie frică nici de săgeata din timpul zilei, nici de cea din timpul nopții trimis pe neobservate, să nu te gândești că Dumnezeu va îngădui ca familia ta să se nimicească, nici biserica, Dumnezeu nu va îngădui ca viața ta să se distrugă, pentru că în clipa aceea Îngerul Domnului trece din fața ta, trece în spatele tău ca să te protejeze. Ca să fie alături de tine, pentru că acesta e Dumnezeul nostru, că nu există colț a pământului unde să nu fie El prezent. Dacă vei fi în România, Domnul va fi cu tine. Dacă ești în Australia, Domnul e cu tine. Dacă te vei duce în Spania, Domnul va fi cu tine, pentru că Domnul nostru nu are nevoie de vize, Domnul nostru nu are frontiere, Dumnezeul nostru este acolo unde e poporul Lui. Și unde te duci, dacă ești în cuvântul Lui, Îngerul Domnului va fi cu tine! Nu există loc de pe planet unde El să nu poată să spună prezent. Nu există autoritate pe pământ să-L poată împiedica. Nu există timp în care El să nu fie cu al Lui, pentru că El a spus așa, iată că eu sunt cu voi în toate zilele, slăbit să fie El. El este cu noi în toate zilele, pentru că e Dumnezeu care ne conduce și ne călăuzește și Dumnezeu care ne ocrotește. Dumnezeul care trece din fața trupei, în spatele trupei, ca să ne păzească.
din fața bisericii ca să ne conducă în spatele bisericii, ca să ne păzească, să ne asigure spatele. E Dumnezeu care nu ne lasă la greu. Așa spunea F.B. Meyer, unul dintre mari oameni al lui Dumnezeu. De 70 de ani mi-am predat inima și viața lui Hristos. Și n-a fost o singură dată în care El să mă fi părăsit pe mine. Între mine și Hristos, timp de 70 de ani, n-a fost nici măcar o umbră. Atunci e simplu. Unul dintre cei mai mari compozitori de muzică creștină, Harry Light spunea la un moment dat, pe patul morții scris cântarea aceea pe care o cântam noi pe vremuri, o cântă frații baptiști. Fii cu mine, acum se înserează, se întunecă, Doamne, ia-mă în brațe, alt scut nu am afară de tine, sprijinul tuturor. Fii tu, Iisuse, că acum îmi este mie greu. Promisiunea e condiționată de un singur lucru, știți care? Dacă voi sunteți cu mine și voi vorbiți despre mine, zice Domnul, dacă voi sunteți copiii mei, eu sunt îngerul Domnului care voi fi în fața voastră călăuzindu-vă și în spatele vostru protejându-vă, amin. Cu o singură condiție, să fii copilul lui Dumnezeu. M-am gândit ce cu cântarea asta, știți ce idee mi-a venit? Nu există, îngerii nu pot predica Evanghelia cum o putem predica noi. Numai noi putem predica Evanghelia așa cum trebuie. De ce? Pentru că Arhanghelul Gavril nu poate să vină să spună cum spun eu. Arhanghelul Gavril nu poate să spună oamenilor, am fost un păcătos și Iisus Hristos m-a răscumpărat din păcatul meu. Că nu poate, că niciodată Arhanghelul Gavril n-a păcătuit. Înțelegeți de ce noi putem predica Evanghelia mai puternic decât îngerii? Pentru că noi putem să fim singurii oameni din univers, singurile viețuitoare din univers, care spunem, am fost un păcătos îngrozitor, dar Hristos a atins de mine, de aceea Dumnezeu care s-a atins de mine se poate atinge și de tine. Dumnezeul nostru ne va proteja. Am încercat să caut astăzi printre îngeri, să văd ce s-a întâmplat cu micuțul Lucas. I-am spus mamei lui și tatălui său la 4 ani de zile, Lucas nu e altceva decât un înger al lui Dumnezeu pentru voi. Și le-am povestit astăzi ceea ce a spus unul dintre mari oameni al lui Dumnezeu, este un medic baptist, doctorul Mitchell, și spunea doctorul acesta, e neurochirurg, și spunea, fusese toată ziua la serviciu, lucrasem vreo 10 ore și mă dorea capul și așteptam să mă duc acasă și să mă pun în pat, era o zăpadă foarte mare, spunea omul acesta, mi-era frig și așteptam să mă duc să beau o cană de ceai acasă. Când am ajuns acasă, nu mi-am dat jos paltonul de pe mine, mai mi-am pus geanta de medic, zice, pe fotoliu, și am auzit o bătaie la ușă. Când am deschis ușa, o fetiță micuță, cu un palton negru, cu blană albă, cu guler. Dar paltonul era vechi, tot era petici. Și spunea, parcă mă cutremur și acum. Zicea, nu veniți până la noi acasă. Mama e pe moarte, bolnavă. Tot era de zăpadă. Dar eu sunt medic neurochirurg. Ce treaba mea cu mamă ta? Când am văzut că e atât de sărac, m-am dus după ea. N-am zis un cuvânt, am plecat prin zăpadă, ne-am dus. Mi-a arătat o casă, a intrat în fața mea, spune, pe ușă, după aceea n-am mai văzut-o. Când m-am dus la femeie, femeia era în pat prinsă de febră, avea dublă pneumonie. M-am dus, am cercetat și am spus-o, Doamnă, vă dau injecții, eu nu-s de meseria asta, eu-s de altă meserie. Dar zice, vreau să fac ceva pentru dumneavoastră, vreau să vă ajut, vă aduc medicamente. Dar zice, n-aveți pe nimeni în casă. N-aveți pe nimeni în casă de a-ți trimis pe fetița dumneavoastră prin săpada asta așa mare. Și mi-a spus, Domnule, să nu vă bate joc de mine. Eu am avut o singură fetiță și am murit în urmă cu 2 luni. A zis, Doamne, ajută-mă că eu mor în casă singură. Vă rog să notați, medic baptist. Zicea, eu dacă nu filtrez tot prin cap, eu nu pot să spun nimic. Și am spus, Doamnă, a venit după mine o fetiță, dumneavoastră credeți că eu sunt nebun? A venit după mine o fetiță cu un palton negru, cu guler alb și cu petice pe el. Și ea zice, dar e paltonul fetei mele care a murit. Dar e în dulap, domnul doctor. Am deschis dulapul, zice, și paltonul era uscat. Și am zis, nu există nicio fată în casă, nicio fată în casă. M-a rugat lui Dumnezeu și a spus, Doamne, fă o minune pentru mine. Și eu cred că pruncii care pleacă, sunt îngeri cu toții pe care Dumnezeu îi folosește
să ne ocrotească viața aceasta. Dar nu ne va lăsa Dumnezeu și dacă ne trimite copiii din moarte să ne facă bine. Înțelegeți asta? I-a spus lui Linda, Linda, i-a spus lui Valer, Valer, Dumnezeu a trimis un înger în fața voastră. Dar cu îngerul ăsta vă veți mai întâlni. Pentru că Dumnezeul nostru vrea să ne călăuzească prin Iisus Hristos și vrea să ne protejeze. Spunea doctorul acesta, în clipa în care mi-am dat seama că Dumnezeu a trimis un înger în casa mea să trimită după o femeie bolnavă, în clipa aceea, spune, m-a apucat groaza. Slăviți să fie Domnul! Avem un Dumnezeu mare, avem un Dumnezeu puternic, avem un Dumnezeu care merge în față și vine în spate, un Dumnezeu care se jură împrejurul nostru, un Dumnezeu care nu ne lasă la greu. De ce? Pentru că suntem săpați în pălmile Lui, slăviți să fie El! Și vreau să închei în seara aceasta spunându-vă că Îngerul Domnului își va face datoria până la capăt. Deci, în primul rând, Îngerul Domnului ne va călăuzi în anul 2014. Îngerul Domnului ne va proteja în anul 2014. Și Îngerul Domnului va face datoria până la capăt. Ce înseamnă capăt, pastore? Capăt înseamnă sfârșitul anului. Nu, nu. Capăt înseamnă sfârșitul vieții. Nu ne-a promis Domnul nostru că va fi cu noi până la sfârșitul anului, dar ne-a promis că va fi cu noi până în veșnicie și asta e diferență. Nimeni nu poate să-ți promită și să se țină de cuvânt că va fi cu tine. Nimeni. Tot anul 2014. Va veni o zi în care se vor ca salvare cineva drag și nu te vor lăsa să te urci. Voi fi cu tine. Atâtea promisiuni de iubire. Atâtea promisiuni de dragoste. Nu te voi părăsi o clipă. Știi cine poate să spună asta sigur? Care poate să spună? Știi cine? Numai Iisus, Sângerul Domnului. Nu există om de aici în biserică, indiferent câte inimă bună e, vrea ca tu să fii lângă cel drag. Va veni o zi în care nu te mai poți duce cu el. Va trebui să spună medicii, tu nu poți intra aici. Va trebui ca să spună ceilalți, tu n-ai cum să fii. Atâtea voi rămâne lângă tine, iubita mea, și pe ce o părăsești? Voi fi iubitul meu lângă tine tot restul vieții și apoi te părăsești. Vă spune, m-am săturat, beau geanta și mă duc. Atâția copii care ne fac atâtea promisiuni, tati, când vei fi bătrân, nu te voi părăsi. Astăzi sunt bătrânii pe nicăieri. Părinți care și-au uitat copiii, frați, a crezut că vom fi totdeauna împreună. Astăzi trec pe lângă mine și nu-mi dau bună ziua. Singurul care nu te părăsește, Iisus. Și își va face datoria până la capăt. Va fi un capăt. Viața veșnică a fost întotdeauna dorința oamenilor. Și vom auzi o zi, va fi o zi când vom auzi. Intră în bucuria stăpânului tău. Pentru că El a zis în Luca, în capitolul 12, Tatăl vă dă cu bucurie împărăție. Nu te va părăsi Domnul, ai încheiat legământ cu El, să urmează să-L închei. Îngerul Domnului Iisus Hristos nu va trimite pe Arhanghelul Gabriel și Mihail, înger, îngerașul meu, ci va veni El personal. Moise n-a avut niciun înlocuitor, a zis, dacă nu vii tu însuți cu noi, n-am nevoie de Gabriel, n-am nevoie de Sfântul Anton. Trebuie să vii tu însuți cu noi, că dacă vii tu, atunci 100% va fi binecuvântare. Îngerul Domnului nu ne va lăsa la sfârșit de drum. Când va trebui să trecem prin Valea Umbrei Morții, Îngerul Domnului va fi cu noi. Ne va lua paripile Lui. Ne va duce în casa Lui. Spune Domnul, cel ce a început în voi această frumoasă, spune Pavel, cel ce a început în voi această frumoasă lucrare, va fi și sfârșit, va și sfârșit până în ziua arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că El continuă ce a început Dumnezeu și Duhul Sfânt în noi. Nu ne va lăsa Domnul, nu ne va lăsa Domnul. Până la sfârșit. Și asta vă mai spun o ultimă poveste și ne rugăm după aceea. Biserica o știe, dar voi, prietenii, aveam în biserică, în urmă cu vreo 12 ani, o soră, una dintre surorile noastre, Leontina. Mi s-a întâmplat atunci ceva ce m-a speriat de groază. Era bolnavă, ultimul stadiu de cancer. Așa avea mână, mână. Tot era metastază.
Și m-am dus într-o zi la ea acasă, după masă, pe la ora 4. Când m-a văzut, era conștientă, tot conștientă a fost, niciodată n-am prins-o să nu fie conștientă. M-am dus și am intrat în casă și zice, bine ați venit, frate, m-a apucat o sperietură. Și luați loc. Eu am crezut că a greșit. Zice, cu ce să vă servesc? Chiar nu vorbea așa. Măi, mă gândesc, vorbește ca și cu Mihai Viteazul. Ce pronume de maestate, ce subiți acel bătrân acum? Tot timpul vorbea cu mine, pași, cum ar fi vorbit mai mulți. Zice, zic către soțul să vă aduc 3 pahare cu apă. Ce 3 pahare cu apă? M-am speriat. Zic, Leontina. Se uita la mine și spunea, frate, zice, dar voi sunteți 3. Cum poți să spui că e singur? Mai sunt cu tine 2 oameni îmbrăcați în apă. Și cum tu vorbești cu mine, zic, și mai sunt 2 oameni îmbrăcați în apă. Și vorbești și cu ei, zice, și ce ți-au spus? Că plecau. O sperietură stătea pe pat. Și zic, Leontina, unde sunt acum? Zice, amândoi sunt dreaptă dumneavoastră. Mi-era frică să-mi pun mâna. Mă înțelegeți cum adică să pui mâna? Mâine-ți mă arde. Leontina, cum sunt frumoși, frate. N-am mai văzut așa. Așa a plecat. Câteva minute mai târziu s-a dus. Am ieșit eu prima dată pe ușe, bărbații o duseseră deja, îmbrăcați-n apă. Vă rog să mă credeți că simțeam răcoarea și un vânt. Lângă mine a plecat zâmbind. Am venit 3, dintre care un păcătos și 2 îngeri. Și ce-am zis? Nimeni n-a fost în cameră atunci. Nici soțul că era afară. Dar a fost cineva. Până la capăt, Iisus! Până la capăt, Iisus! Nu părăsește pe nimeni niciodată, slăvit să fie El! Îngerul Domnului va fi cu noi, călăuzitorul nostru. Îl va pune stânga, dreapta, stânga, dreapta. Oprește-te, ridică-te, du-te, stai jos! Încalță-te, iute, mănâncă! Că și asta trebuie să ne spună din păcate tot îngerul. O grămadă va apuca satana să face scule de slăbire. La mulți trebuie să ne spună îngerul Domnului și să mâncăm. Frate, satana a venit ca am un depresie peste mine. Mănâncă că n-ai fier! N-ai magneziu! Nu mai te pune vina pe diavolul pentru ce nu faci tu! Le va spune îngerul Domnului cu ăla să nu te unești pe cale. Le va spune îngerul Domnului să nu te căsătorești cu ăla. Și poate că o să spună prin părinții tăi. De multe ori Dumnezeu vorbește și pe părinți. Mai credeți asta? De multe ori Dumnezeu poate să-ți vorbească și prin soț. Mai credeți asta? Prin soție, bărbații zic amin. Dar nu i-a vorbit lui Pilat. S-ar putea ca anul 2014 Dumnezeu să ne vorbească și prin păstori. Și prin slujitori, și prin cântăreți, și prin cei de la școala duminicală, și prin cei de la ordine, prin cei de la staful tehnic, Dumnezeu ne va putea vorbi pe oameni, Dumnezeu ne va vorbi prin dușmani, Dumnezeu ne va putea vorbi prin oameni care nu ne suportă. Dar să știți că în spate Iisus Hristos, amin? Îngerul Domnului va fi cu noi, protecția noastră în 2014, va fugi din față, spate! Îți asigură spatele, cel ce luptă cu tine, paracletos, este bătăușul pereche, dacă vreți să-l numiți așa din grecește. Cel care luptă cu noi, grecii luptau spate în spate. Îngerul Domnului va face datoria până la capăt, nu te va lăsa Domnul. Dacă nu vei mai apuca revelionul celălalt, nicio problemă, nu-i vei apuca veșnicia și El te va duce până în ceruri, ca să nu-ți lovești piciorul de vreo piatră, Îngerul Domnului te va păzi. Slăvit să fie Domnul. Și acest înger al Domnului, știți cine este? Iisus. Numele meu este în El. Aleluia. Vrem să dăm slavă
Vrem să dăm cinste în seara aceasta. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și vrem să cântăm o cântare izvorâtă din această lucrare puternică. Să nu te temi nici de săgeată, nici de groază. Să nu te temi de ce ar putea să vină despre necazurile, despre necazurile care ar putea să vină peste tine. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta. De tine nu se va apropia, pentru că Îngerul Domnului te călăuzește. Îngerul Domnului te protejează. Îngerul Domnului își va face datoria până la capăt. Din toată inima, în seara aceasta, înainte de ne ruga, cântăm cântarea aceasta izvorâtă dintr-o mare biruință a Domnului în viața unor oameni ca și noi. Amin. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt, la umbra celui atotputernic, face din el loc de scăpare. Spune în seara aceasta, mulțumim Îngerului Domnului, mulțumim Domnului Iisus Hristos, pentru că e cu noi și ziua și noaptea, pentru că e cu noi și în vale și sus pe munte, pentru că ne păzește și ne protejează, pentru că ne călăuzește, pentru că va fi cu noi până la capăt. Toată lumea, tot poporul în seara aceasta să laude un Dumnezeu care și-a trimis Îngerul, care și-a pus numele Lui în el. Iisus Hristos, căpetenia oștirii Domnului, nu Arhanghelul Gabriel, nu Arhanghelul Mihail, veniți ca să ne protejeze, să ne călăuzească, ci Iisus Hristos Domnul. Aduceți-i slavă, glorie și închinare. Amin. Te binecuvântăm.